Sunt invitați în data de 29/2021 la ședința ordinară care vrea avea loc la sediul primăriei Comunei Bartani, cu următoarea ordine de zi. Proiect de ordine privind revocarea hotărârii Consiliului Local Bartani, numărul 51, din 3/8, privind aprobarea nomenclatorului statal al Comunei Bartani. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea creării bugetului local al Comunei Bartani. 3. Proiect de hotărâre privind determinarea reprezentanților Consiliului Local Bartani în Consiliul de Administrație Actuării Generale Bartani, Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității pentru anul școlar 2021-2022. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpului de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice de infrastructură de iluminat public din Comuna Bartani. 5 diverse. Punem la vot ordinea de zi. Cine este? Trecem la primul punct. Proiectul de revocare a numărul 51 privind aprobarea indicatorului statului de bancare. Cine este pentru? Supunem la vot. Cine este pentru? Aș vrea să iau cuvântul. Da, nu vă supărați. Ce domnul Baran? Referitor la revocarea acestei hotărâri. Eu anul trecut am venit și am citit în ședință de Consiliul Local un mesaj trimis de un cetățean din comuna noastră, prin care ne povestea toate problemele prin care a trecut, pentru că străzile noastre nu au nume. Atunci toată lumea m-a contrazis și a spus că nu este adevărat. Toți consilierii PSD erați foarte convinși că străzile au nume. Eu v-am spus că mințiți. Ați făcut între timp un proiect și dumneavoastră văd că în 21 de ani de administrație nu știți că înainte de a fi votat în Consiliul Local trebuie să aibă toate avizele. Poate reușiți să-l faceți ca lumea data viitoare și să avem și noi nume la străzi. Da. Altcineva care ceva de spus? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține, trecem la punctul 2. Străzile iau, da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea echipării bugetului local al Comunei Bartani pe anumite de investiții pe anul 2021. S-au primit niște bani de la... De fapt, ați și pentru. Ați avut comisia de injecția de comisie. Da. Ați sunt întrebări. Întrebări legate de punctul 2. Dacă nu sunt întrebări, ce punem la vot? Cine este pentru? Împotriva, abține. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților CR în Consiliul de Administrație al Școlii Generale Balcani, Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Calității pentru anul școlar 2021-2022. Întrebări de voi ați. Profesorii nu au explicat. Da, pot să dau o explicație. Este un ordin de ministru care spune că cei care sunt reprezentanții a Consiliului Local și reprezentanții primarilor nu pot fi și profesori în școală. Și eu am fost desemnat și obligat să m-am retras atunci. Ordinul e de foarte mult timp. Nu, e ordinul vine de o săptămână. E re. Nu a fost niciodată așa. Da, nu a fost niciodată. Dar nu era normal să fie conflict ăsta? Da, de 20 de ani nu a fost niciodată conflict. Și atunci? Nu e conflict până în 3 zile. Nu, dar nu asta e problema, că în toți anii așa au fost, nu au fost niciodată așa. Acum e ordin de ministru care e specific clar. Nici părinți, nici reprezentantul din partea Consiliului Local și nici din partea primarului. Să nu fie profesor în școală. Nu, și mie mi se pare o aberație făcută chestia asta. Trimis pe lucrurile, da, asta e. Da, atunci e o propunere în locul. Îi trec gânda. Da, este. Este da. Altul cine mai este? Deci, Domnul Ivo. Nu, deja. Eu propun în locul domnului Coreanu Gureanu să fie domnul Gânga Petrică, iar domnul Găgureanu să fie la CEAC.
Nu poate, da. Da, 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 da. Da, 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 da. La ce act, da, 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 da. Nu poți în consiliu. Da, 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 da. Nu poate în consiliu, dar ordinul a venit la intidia. Acum o săptămână și așa. Da, o altă propunere? Astăzi propunere. Eu vă propun pe doamna consilier Crina. Da. În locul domnului Gheorgheanu. Păi, supunem la vot propunerea lui domnul Leahu. Cine este pentru? Eu n-am voie. Deci vreau să numați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da, 10 la 10. 10? Da. Trecem la următorul punct, 4. Prin încetere, privind aprobarea indicatorilor tehnici economici, actualizări, actualizați și a divizului general actualizate în colectivul cu imnatul public. Costă, dacă este și partea? Actualizarea prețurilor. S-a publicat ordonanța de guvern privind actualizarea prețurilor în urma scumpirilor. Și toate proiectele în derulare cu ministerii trebuie să actualizați, nu? Trebuie actualizat. Da. Da. Banii vor veni tot de la ministru. Da. Nu sunt. Da. Îi spunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, toți pentru. Trecem la diverse. Cine se scrie la cuvânt? Domnul consilier Barna. Domnul consilier Cătălin Sandu, Agineva, da. Da. Cuvântul lui domnul consilier Ciprian Barna. Eu am să vă aduc în atenție azi două probleme și o să vă rog de la început să nu, să nu creați scandal. Eu o să vă zic foarte frumos ceea ce am să vă spun. Nu mai creați diversiuni comuniste. Deci, în primul rând mă adresez Consiliului Local. În data de 7-7-2021, Consiliul Local Balcani, PSICAP a făcut o achiziție. Domnul primar știe foarte bine despre ce vorbesc. Pentru că dumnealui, cu toate că la ultima inspecție a Curții de Conturi la Primăria Balcani a avut o impunere de a da banii înapoi pe aceeași speță, pentru care eu am cerut de cel puțin 5 sau 6 ori a se prezenta ultimul raport al Curții de Conturi în ședință de Consiliul Local, lucru care nu s-a întâmplat, domnul primar continuă să meargă la mare pe banii comuni. În data de 7-7-2021 s-a făcut o achiziție în valoare de 2.064 de euro fără TVA de către Comuna Balcan prin Consiliul Local pentru un curs. Domnul primar, dumneavoastră nu sunteți funcționar public. Nu vă încadrați. Nu mai spuneți minciuni. Nu spun minciuni. Păi unii vizionează... Sunt hârtiile aici. Și din informațiile care le-am... Încadrați în primărie, nu primarul mers la... Și cine a fost la mare în perioada 26-01-08? Păi să-mi întreb cine a fost în concediu pe timpul ăla la mare. Dumneavoastră și cu doamna Reta ați fost. Și am sunat și am vrut să vă și stric concediu, dar nu merita efortul să vin până în mama. Nu merita, dar nu mai umbrați cu prostii, că nu țin chestia asta. O, spun. Eu vă spun, asta spun hârtiile și persoanele cazate la hotel au fost Luca Vasile plus însoțitor, da? Și poiețel plus însoțitor. Și numai noi am fost la mare, pe bani eu vă arăt, vă aduc facturi din numele meu de acolo. Dar nu este normal. Și mintea la prostii. Nu este normal ce faci. Nu e normal să plec și eu în concediu. Dar voi duc la mare. Da, dar nu pe banii comuni. Nu pe bani. Vă permiteți să vă plătiți un concediu. M-am gândit că îl duc și mintea la prostii și am luat facturi. Am ceva ce o să știi. Dar acum, hotelul două facturi. Asta e prima problemă. Am învățat odată și nu mai trebuie să fac din astea. Da, da, da. Bun,
Și mai era o chestiune în raportul Curții de Conturi. Acum nu am reușit să aflu cu ce mașină ați fost, dar data trecută v-ați dus și cu mașina primăriei, pentru că v-a venit decontare în data de 28 sau 29 august pe CLB, pe podul de la Fetești. Pentru rovinetă, amendă. Există în raportul Curții de Conturi. În ce an? 2019. Da? Deci dumneavoastră nu ne-am fost în 2019. Primarul, de exemplu, poate să treci la instruit doar cu aprobarea Consiliului Local. Deci dacă nu a avut aprobare, înseamnă că nu a fost. Nu că iau apărare. Domnul primar, nu-i luați apărarea, dar este funcționar public? Nu, dar poți spune că pe banii lui. Păi pe banii lui. Eu nu iau apărarea, dar aparatul executiv poate să ducă prin dispoziția primară, dar primarul nu poate să ducă decât cu aprobarea Consiliului Local. Și neavând, înseamnă că nu a fost. Dar am facturi din la ultima... Nu știu, eu am zis că nu e. Nici nu chiar nu, dar dacă a fost pe data când spun eu, nu știu când. Nu, bineînțeles că nu știu. Am fost 4-5. Așa și eu am fost la mare. Dar poți să te duci și tu. Bun, a doua problemă. Pe banii comunei puteți merge, da. E foarte frumos, felicitări. Da. A doua problemă care vreau să vă aduc în vedere. Nu, e a doua. Asta a fost prima. Învățați să numărați. V-am rugat să nu faceți circ, dar văd că nu se poate. A doua problemă este referitoare la dumneavoastră, domnule primar. N-ar fi mai bine să te înscrii în audiență și să vii, să vorbești cu primarul, în Consiliul Local sunt vorbești probleme, cu președintele de ședință, da? Sunt probleme care afectează comuna. Da, bine, poți și de-aia vi le spun aici. Eu poți fi mers că te lăși în audiență, să te înscrii de la audiență când ai probleme cu mine. Dacă ai Consiliul Local, vorbești cu domnul președinte de ședință, te rog frumos. Domnule primar, dumneavoastră nu recunoașteți... Dacă nu știi, învață. Dumneavoastră nu recunoașteți nici ce vă spun cu atâția martori. Dar mi-te să vine o audiență. Dar nu, dar poți bun. Dar nu, asta e spre binele dumneavoastră. Vă aduc în vedere un lucru. Vă avertizez exact cum l-am avertizat pe domnul vice. Când l-am sunat, și știe foarte bine că am avut dreptate și am știut ce spun, când l-am sunat și i-am spus să aibă grijă, amenințare. Că domnul, nu e amenințare, că domnul Ivu îi vânează postul de viceprimar înainte de alegeri. Și știți bine că așa a fost. Acum, vă spun dumneavoastră, să aveți grijă că v-ați băgat singur mortul în casă. Domnul Ivu, Ionuț, consilierul dumneavoastră personal, umblă prin toată comuna și se dă de ceasul morții, că dacă nu venea domnul Benea să vă ia de gât, nu l-a angajat în primărie. Domnul Ivu spune tuturor că ar aduce luna de pe cer, ar face gaze, canalizare, ar face comuna cea mai mare metropolă din lume, dar nu vrea primarul și cu vice. Vorbiți niște aberații, sincer. Nu, eu vorbesc ce am confirmări din teren. Scrieți-vă la cuvânt și vorbiți după ce termin. Nu are sens. Astea sunt funcții. Așa că eu vă pun în vedere. Eu vă pun în vedere să aveți grijă. Domnul Barna. Să aveți grijă. Domnul Barna. Nu mai purta. Chiar nu mai purta mie de grijă. Spre binele dumneavoastră. Nu mai purta mie de grijă. Mulțumesc. Să nu purta de grijă. Astea sunt minciuni aruncate așa la... Nu-ți minciuni, domnule. Asta face. Umblați pe teren cu prezenți. Și referitor la primul punct, să știți că cu 2000 și ceva de euro puneați o grămadă de punți de care era nevoie și pentru și prin schimbul sunt puse de foarte mult timp, știu. De-aia vin oamenii și se plâng, că n-au pe unde să treacă apa. Am văzut. Da, vin. Dăm cuvântul domnului consilier Sandu Cătălin. Da. Aș dori, domnule primar, să știu dacă a soluționat problema la Beța Iosif acolo cu funeria aia. Care Beța Iosif? Ar fi domnul care i-a ars casa și tot acolo. N-ai fost la fața locului? Nu a fost, dar eu vă spun... N-are nicio treabă pânăria, din contra, au vrut să-l amendeze tot pe Beța Iosif. Au fost și de la DSP, au fost și de la ISU, au fost și de la... la sesizarea lui Beța Iosif. Da, da. Păi deci asta v-am întrebat. Deci dânsul a venit, mi-a spus, uitați că a construit-o prea aproape, nu are
autorizație de construcție. Când mai vine cineva, te duci la fața da. Locului și după aia ești problema să fii locat. Să vezi despre ce vorba. Da, atunci o să vă spun altă chestie care am fost la fața locului, da? Da. La Zaharia Aurel, acolo, dânsul și-a făcut șanță în fața porții, a făcut și vecinul lui la Vale. Vecinul la Vale fiind Sandel, Iv. Și proprietarul nu i-a convenit și a fundat șanțul. Deci un moș la 87 de ani reușește să-și facă șanțuri și la vecini. Dar și la care Zaharia? Știi mai bine domnul vice că în campanie i-a promis că-i rezolvă situația. Mai la deal un pic de unde ați furat tubul. Păi, corectați-l cu domnul primar, domnul președinte. Hai, doamne, dar eu cu domnul Sandu știi băgat ca aia. Da, și aici la referatul, la referatul de aprobare, a proiectului de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetare, se regăsesc cum 100.000 de lei. Tot acolo ajung. Pentru că sunt în spații verzi și pavele. Avem pavele puse pe lângă gardul grădiniția parcului și nu se mai văd. Deci copiii nu pot să meargă, e plin de iarbă. Deci punem favele, dar nu avem grijă de ele. Haide să vedem, că eu sunt acolo locuiesc și niciodată nu s-a curățat favelele. Nici nu se mai văd. Deci am fost la fața locului acum. Nu mai puteți spune că n-am fost la fața locului. Stau în fața porții și tocmai de-aia. Dar ai venit în cursul săptămânii să rezistăm problema. Da, chiar nu am ceva de făcut. Da, doamne, o să vă spate în prețenica. Mă compun la mare, nu avem cu cine lucra, omul nu mă cer, nu vrea să iasă la treabă. Eu am ajuns la cunoștință. Am ajuns, dar era bine și sub altă formă. Păi sub altă formă cum să o fac? Un părinte, doi care duce, hai doamne, să facem aia curățare și noi aici, nu? Părinții mai și muncesc. Pentru a întreține copilul la școală, la grădiniță. Dă-mi cuvântul domnului învățător de Leam. Am ascultat la diverse probleme ridicate din colegii noștri și vreau să aduc câteva completări. Fiind acum un rol, jucând rolul din martor, în ceea ce a afirmat domnul Barbu. Da, spune domnul. În campanie electorală, spunea dumneavoastră, în campanie electorală, vă rog frumos, nu mă firmați că... Dar n-am cum, sunteți într-o ședință publică, trebuie să... Dar este... Regulamentul ăla ce facem? Nu știu ce facem. Dacă nu vă asumați, puteți să vă dați demisia dacă nu vă place să fiți filmată. Dacă nu vreau să-l filmez, dacă nu vrea, de ce-l filmez? Pentru că e ședință publică. Nu este, dacă nu vreau eu. Citește regulamentul dacă nu vreau eu. Păi foarte bine, încă o dată, nu vrea eu. Uitați, eu îl filmez pe domnul Ivu. Nu filmez pe mine, nu. Spuneți dumneavoastră, nu vreți? Domnul viceprimar, n-are cum că e, nu este funcționar public. Este demnitar, trebuie să-l filmez. Domnul Barnard, eu am fost în campanie electorală cu domnul Ivu. Dar nu vorbeam de campanie, eu vorbeam ce face acum. Nu, ce vrea în Barnard. Nu mai filmul rău. Vorbim cu noi. Așa pot să-l filmez. Dar ăsta e caracterul domnului. Nu are rost să vă Eu știu care e strategia ta, de băga grajba așa între domnii. Asta e strategia, da. Da, și-am fost și-am făcut campanie electorală. Dumnealui spunea, oameni buni, speranții mari la gaze și la canalizare, nu sunt, că n-ai cum acum. Clar, nu cred eu că s-au dus dumnealui în pace. Este făcut speech-ul ăla că l-a făcut exclusiv de lei. Am spus în ultima speță, toți dorim gaze. Apuși canal. Dar asta este un problem de amvergură. Comunii sunt împărțite, cum sunt împărțite, va fi pe regiuni. Dar nu acum, când vine cu la magistral oficial, va băga. Dar acum nu depinde doar de... Așa, și nu am spus chestii genul ăsta. Și nu spun chestii genul ăsta. Păi nu sunt speță. Acum, eu pot să mai crezi ce a spus și altceva? Lui tot minciun?
Da, e scurăr niciun. Asta e părerea mea. Da. Mulțumesc. Da. Avem în sat o persoană de la Schiț, Corsanul Gigel. Cum vedeți, și câinii, până la urmă, sunt protejați. E un băiet aproape nimănui, doarme, pune, doarme, care îl cunoaște, îi mai dă câte o bucată de pâine sau ce dă ceva de mâncare. Noi, Consiliul Local, putem să avem o propunere la acest băiat, deși bolnav, are picioarele vinete, nu mai are sâmțul, deci e bolnav, și cu capul, și stă numai pe drum. O propunere care va, ce putem face, până la urmă, e un om, ca și noi, nu? Și Doamne ferește să ajungi o rudă de-a noastră sau ceva ca el. Eu ar zice, are o mamă de peste 90 de ani, nici nu știu, are pensii, nici ceva puțin tare, sau nu știu dacă are. Și am zis că să facem cumva, să vorbească domnul primar la un azil. El are ceva lucrat, dar e tânăr, are vreo 40 de ani, cred că mai mult nu are. Să stăm spătat primăria. Nu știu că e ceva în chestie, dar mă interesează. Deci, hai să facem o propunere, de ceva, o proiect de hotărâre, să-l ducem totuși la un azil, acolo totuși să-l îngrijește. E om și el, e suflet, Dumnezeu da. Ne ajută, e cineva împotrivă să nu face ceva pentru el, cumva. Da, domnul primar, chiar vă rog frumos, luați, da? La termenul trecut ați spus că la Schietul Frumoasă sunt 1000 de metri de făcut la Căpățână. M-am dus și chiar un kilometru, nu, Balcanii cu 1,2, Căpățâna e 1 km și Frumoasă e 2, ceva. Deci ajunge exact până în capăt, m-am uitat, am măsurat. Aș vrea la drumul ăsta să prindă consolidările. Șanțe de beton, dintr-un cap până altul. Să vedem acum. Dacă știți de ce spun domnul primar, bă, ne trezim atunci, că stați că așa e proiectul. Proiectul, deci ca să fie treaba bună. E un lucru de durată. Nu-i dea bani. Da. Promisiuni să dea bani. Acum la ce vreau să spun de la ședința din 15.09. Am avut o ședință ordinară care nu o puteam ține. De ce nu o puteam ține? Domnii consilieri de la PNL, de obicei vin la ședințele extraordinare. Care îți plătesc? Eu, dacă totuși suntem votați și trebuie să fim în slujba cetățenilor aici, trebuie să venim și la ședințele din dată, și la ședințele ordinare, nu numai la astea extraordinare. Domnul Gadelea nu se filmează, nu se grăbește. Domnul primar. Tot stare și vină până în ședința. Vă rog să-mi dați pace. La ședința de termenul trecut, chiar dacă a fost o ședință extraordinară, am avut o rectificare de buget. Am avut niște bani, 191.000 de lei veniți, care obligat trebuia aprobarea Consiliului Local. Noroc de domnul profesor Rață, că nu pe ultima sută de metri au venit de-a putut să dăm drumul la ședință. Așa a fost. După asta, programul PNDR 3, iar la fel, trebuie să aprobăm lucrările care vrem să le facem, tot la urgență a fost făcut. Aș vrea, de azi înainte, știu, să facem în așa fel, să ne achităm sarcinile de servici față de aleșii noștri. Nu contează că e ședință ordinară, extraordinară sau din dată. Noi trebuie să fim prezent. Da, aș dori și eu să mai spun ceva în legătură cu ce a spus dumneavoastră. Să încercăm, dacă totuși vrem să venim, să încercăm ori să punem la ora 8-9, ori să punem la orele, ce știu eu, sfârșitul programului, la 4 după amiază. Așa am putea și noi să ajungem la... Pentru că eu nu pot să vin la ora 2, îmi întrerup jumătatea de muncă. Și domnul Gânga, ați uitat când m-ați sunat și eram în Anglia că lipsisem o grămadă de ședințe ordinare, ați uitat? Eu cred că am lipsit cele mai multe ședințe ordinare din toți consilierii în astea două mandate. Eu dacă nu vin la o ședință înseamnă că nu pot, nu că nu vreau.
Da? Am lipsit ședințe ordinare numai anul trecut vreo trei. Atât. Da? Deci eu când nu vin înseamnă că nu pot. Nu înseamnă că e plătită sau nu e plătită. Și știți foarte bine că am făcut live-uri și din ședințe extraordinare. Dar nu știu de ce proiectele importante sunt la urgență și tot timpul în ședințele extraordinare. Banii aia erau veniți, trebuiau să fie pe ordinea de zi la ședința ordinară. Și dumneavoastră, cu gura dumneavoastră, a spus domnule primar, de ce nu sunt cuprinși banii în ședința ordinară? Nu-i vina mea că oamenii din subordinea dumneavoastră au greșit. Eu la ședința extraordinară nu am putut ajunge. Facem alte ședințe, nu așa au fost discuția. Bun, la care eu n-am putut ajunge. Nu mai speculați dumneavoastră că eu vin și consilierii PNL vin doar la ședințele. Nu este așa. Consilierii PNL lucrează. Vreau și eu să spun ceva. Da. Spune, doamna. Domnul Găbăreanu, știi foarte bine că discutam cu el înainte de la mine, înainte de ședința trecută. Noi chiar nu avem pe cine să punem în loc. Toți învățătorii și profesorii avem program de dimineață. Hai, facem duminică, nu? Mai bine. Da, super. De acord. Aș vrea să termin super. Ce am de spus. Eu n-am deranjat pe nimeni, vă rog să mă lăsați. Voiam să propun după 1, după 2, după la 3, nu la 9 dimineața. Eu, domnul Rață, domnul Cornel, nu avem pe cine să punem. Astăzi m-am rugat... Sunt care nu pot să vină. Facem grup ședința. Sâmbătă, duminică. Deci nu este, ca să continui, cum ați întrebat, nu este reavuință. Din câte știu, nici consilierile PSD nu au fost toți data trecută. Haideți să vă aruncăm. Au fost toți. Eu nu am reușit să ajung din acest motiv. Am fost la celelalte ședințe extraordinare, dar n-am cum să lipsesc. Am avut la clasa 8, am putut lăsa 28 de copii. Da, eu înțeleg, dar totuși, deci, din trei consilieri PNL ar trebui măcar să vină unul sau doi, dar nici unul. Adică hai. Eu de la Bolătău pot să plec pe, la ora 2 să dar vin la ora 3. Dar într-un an de zile, dacă luăm și verificăm fondajul, nu ați fost. Ba da, ia verificați bine. Deci în prima lună când a fost extraordinară, a fost prezent. Deci uitați-vă în cont. Hai să facem în așa fel ca să... Nu poate unul. Ora 9 s-a discutat în ședință. Când punem ședința? La ora 9. La ora 9, că pentru mine că e la 9, că e la 2, că e sâmbătă, că e duminică, eu... Referitor la prezența la ședință, am ridicat-o și înainte. Pentru mine probabil că este o boală cu prezența asta. Adică nu știu așa. În primul rând, când am candidat în calitate de consilier, mi-am pus problema. Pot să răspund acestor sarcini. Exact. Dacă nu, deci prioritatea asta ar fi că, acum să fim și oameni, să nu fiu atât de caustic, dar dacă intervine o problemă, nu că plec în Anglia o trei luni de zile și nu mai vin. Păi da. Dar nu e o problemă, nu? Am trei copii, domnul Leahu. Ce ați vrea să fac? Să mă lingușesc pe lângă primar, să-mi dea un post călduț, cum a făcut domnul Ivu? Asta vreți dumneavoastră să faci? Eu mă duc și muncesc, domnul învățător. Dumneavoastră, în campanie, ați promis posturi călduțe la mulți. Stați, domnul liniștit, că n-am promis nimic nimănui. Înseamnă că nu vă țineți cum cum. Eu am discutat cu oamenii, n-am făcut promisiuni. Am pe la persoane, trimis mesaje, da, știu eu ce mesaje aveți dumneavoastră. Lăsați-vă, exemplu. Referitor la ora fixă. Domnișoara Emilia, unde domne după ora 2, după ora. Nu poate domnul sau nu, dar ba da, după ora 2, 3 pot să... Da. Ce se întâmplă? Niciodată nu o să pot să... Mulțumesc, uite. Mulțumesc pe toți la o anumită oră. Tot mai intervin. Dar având în vedere, noi suntem anunțați cu 5 zile, păi mai modific programul meu. Ca să pot să ajung aici. Ca să arate cetățenilor, domnule, ne interesează că ne pasă, într-adevăr. Și dacă verificați... Asta e părerea mea, nu? Fără nicio patimă la lucrurile. Deci, obligat trebuie să fiți contați la locul din muncă. Deci, trebuie să vă îngoiați. Obligat, nu că nu vă dă drumul. Deci, uitați-vă în regulament, să vedeți... Nu, avem tot avem copii, tot avem familii. Deci, trebuie să vă îngoiați. Eu până acum, dar nu pot să vedeți dacă nu pun om în loc. Și nu găsesc om în loc. Asta a fost discuția. Asta e visul dumneavoastră. 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 Asta e vis